Așa. Hai să mergem. De-aia zis să vedem cu Duster, că nu, că Audi până aici la asfalt, mă puteam. Eu știu treaba asta. Dacă aici să ne luăm... Și eu vreau, zice, că mereți cu Audi? Nu, zic, mereu cu până asta. M-am gândit. Da, ce deci astea sunt urmele făcute de tine. Dar nu puteam cu Audi, era Audi joasă, mă, până acolo la asfalt. Uite, mere! Uite cum face cu degetul. Nu, nu voie, nu voie. Și zici că să mere, să o iei mai târziu? Ah, ok. Eu mi-am luat aici două, par a fi coapte. Da. Da, da, da. Bă, dar obosești mă prin grădina asta să merg de la un capăt la altul. Numai grădina. Ai grijă, ai grijă. Aici tu ai făcut foc. Aha. Aha. Da, mai ai. Hai că o să placă când o să mergem, ne plimbăm un pic, o să înceapă să-i placă. Stai, eu ce? Nu, nu, ță. Unde mergem? Unde mergem? După mure. După mure mergem. Da. Ba da. Ba da. Ea vrea să fie ea în față, da. Nu prea-i convine, e un pic supărată. Să-i punem, să punem pe ea în față, da. Da, e un pic supărată, uite cum se uită după tine. Mergem după mure și atât, nu? Da, mure. Afine nu cred că sunt. Mure. E super.
Da, sper să terminăm de partea asta, nu? Cu pietre. Mie de ea, știi? Acolo o casă, aici câteva. Rest e părăsit satul. Hello! Am venit la Laz, locul de rădăcini ale soțului. Loc unde, în copilăria lui, aici era multă lume, animație, tineret, familie. Și acum au mai rămas, am înțeles, 5 familii. E un sat părăsit, dar cu o priveliște foarte frumoasă, superbă, în județul Arad. Îi place Nataliei? Îi place? E cu mâinile tot așa. Când am mers la Soimoș eu eram însărcinată în luna 7-a și atunci am avut rezistență mai bună decât tine. Știi? Acum am cam obosit. Am găsit mure, dar sunt trecute. Oh, sunt trecute. De mult. Da, fii atent ce avem noi pe cap. Da, bate soarele. Da. Auzi ce vorbește. Ai știut pe unde? În jurul noi sau aproximativ încolo. Și lăsăm numai un bilet la mami și la tati și zicem, suntem de toate. Da. Am găsit aici câte ceva, dar tot așa sunt foarte puține, restul au trecut. Sunt și verzi care nu s-au copt. Uite, cam așa arată. Sunt micuțe ce am găsit noi aici. Și nu prea mai putem să culegem. Era plin. Vai, dar sunt bune. Vai, ce bune. Mi-am băut aproape toată apa în drumeția asta. Nu mai am. Da, ne și întoarcem dacă nu găsim măcar o tufă de mure, ne întoarcem. Doar astea le-am putut culege, nu se mai găsesc mure acum.
Hei, hei, bine v-am găsit la un nou clip de curățenie, organizare, ce mai avem aici de făcut. Am ieșit în afara bucătăriei ca să pun becul, căci era întuneric. Am aici mopul, am dat cu mopul ieri seara și l-am lăsat. Mai am de spălat vase și de făcut borcanele, de gemuri, compot, ce mai avem, dulceață, de făcut fancy trancy, adică să le pun hârtiuță. Ia să intru aici. Hai, bebe, și tu cu mine. Să le pun hârtie pe capace ca să fie mai frumos, vizual, estetic și să ne fie mai mare dragul să luăm câte un borcan să le începem atunci când vom vrea. Haide și avem poftă. Eu am venit de afară, este foarte cald, nu mai pot, este aproape luarcă. Haide, haide, hai aici. Așa. Este aproape luarcă tricoul meu. Bebe îmi deschide ușa la gunoi, de-aia vedeți ușa acolo tot timpul deschisă. Și câteodată mai nimerește să iau un alta, dar de multe ori nu o las. Am venit de afară, ne trebuie să ne schimbăm că suntem transpirate și să ne apucăm de trebușoare! Frumusețe! Ești o frumusețe! Stai un pic, Bubu. De ce nu vrei să mă asculți? Nu voi să umbli la telefon. Acum vrei telefon. Nu voi așa ceva. Uite, uau, ce frumos arată. Uau, ce frumos arată. Uau. Hai să vezi, stai să dăm asta la parte. Ești de acolo, că te lovești. Deci ce faci? Ce faci? Ce faci la dulap? Nu striga așa, când de data asta nu e nimeni vinovat. Nu e nimeni vinovat. Nu, nu, nu e adevărat. Hai, joacă-te cu sticla, că de-aia ți-am adus-o. Lasă, lasă. De-aia ți-am adus sticla. Bubu! Dar ce facem? Ne enervăm așa? Pe ce ne enervăm? Bubu, n-au să nu te enervezi așa. Dar ce se întâmplă? Uite, uite, uite-o! Păi dacă eu, tu ești acolo, eu cum fac treaba aici? Păi da, spune-mi tu, că eu nu știu. Ai grijă că stai în cam! Da, dar nu mă asculti, Bubu! Tu stai grijă și tu, că nu poate mămica să aibă grijă non-stop. Că deja crești mare. Da, eu am grijă de tine. Eu am grijă de tine, dar unele lucruri ți le faci cu mâna. Beba, nu fii răuță. Unele lucruri ți le faci cu mâna ta. Acum de ce umbli la borcane? Adică acolo nu-s borcane. Ce îs acolo? Ia să văd. Ce? Una. Capace de oală. Nu cumva să le dai jos că te lovești. Ai grijă, ai grijă, bine? Te las să te joci, dar să nu te lovești. Oi, 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 oi. Nu, ce fain este. Hai să văd ce e aici, ca să-mi dau seama că te lovești. A, usturoi. Na, poți trage de usturoi, na. Bine, trage de usturoi, hai. Mai râs pe acolo chestii. Sunt și... Ce mai ai acolo? Strecurătoarea. Auzi un cățel. Nu știu pe unde se aude. Doar astea am reușit să le fac și o să iau un pic de pauză. Am făcut borcanele de afine și de smochine. Nu mă lasă Natalia să fac nimic. Sunt un pic supărată pentru că astăzi toată atenția mea a fost asupra ei. Am avut-o în brațe. A dormit la mine în... Ca să pun asta așa. Hai de sus. A dormit la mine. Cu ea am dormit
am stat cu ea în pat să doarmă, că dacă m-am dus, am plecat, am vrut să mă duc la laptop, dacă tot în camera, aceeași cameră, și nu m-a lăsat. Și am stat cu ea. Și cumva trebuie să obișnuiesc că nu totul îi se cuvine. Trebuie cumva să o educ că unele lucruri nu le poate avea pe moment. Cum e și acum, nu mă lasă deloc să lucrez. O să iau o pauză pentru că oricum e sete de numă și vreau eventual să mă schimb, nu știu, că nu mai pot de cald și pe ea, poate și de asta e mădărită, dar zilele astea a fost destul de mădărită. Am cam lăsat în principiu și după ea, să nu credeți că o cer sau ceva. Dar trebuie să o obișnuiesc, că nu toate lucrurile îi se cuvin, nu poate să tragă de pe masă, vreau să-mi tragă prosoapele cu borcane, că se poate accidenta, deci trebuie să învățăm, să avem grijă, pentru că la vârsta în care acum explorează totul. Da, mă duc să mă schimb și după aia vedem ce mai facem. Altă treabă cu un pic de răcoare, am dat drumul la climă că nu se mai putea și putem să facem acum în continuare treburile, deci n-am mai putut de cald. Uite și pe Bebelina, trebuie să fac curat în baie. Aici, vezi că aici unde punem noi, cum îi zice, prosoapele, trebuie să faci prosoapele astfel încât să poți închide ușa. Bubu, să fii cu minte acolo. Hei! Mi-am adus un set de mănuși noi și trebuie să-mi aduc două produse de curățenie din cealaltă baie. Hai cu mine! Și anume soluția asta de la Nufăr și igenolul. Am aici, cred că de o folosire, un gel de duș de la Dujdas cu acai și sunt fructe de pădure și miroase într-un fel. O să-l caut în România să văd dacă îl găsesc. Dujdas, am văzut că sunt în Cala. Gelurile de duș nu știu să fie în Kaufland, Lidl, nu cred. Dar dacă nu găsesc în Cala, o să mă duc la Kurt, magazin nemțesc de aici din Arad, și o să-l caut. Miroase super bine. Nu e foarte consistent, după cum se vede, dar nu mă deranjează, face spumă și se termină un pic mai repede față de altele, un pic mai consistente, dar nu mă deranjează pentru că miroase super bine și abia aștept să mi-l recumpăr. Poate nu chiar acum, mai încolo, pentru că acum mai am de la Ine, mai am acesta pe care l-am mai avut, nu știu, o dată sau de două ori și acum mai am unul. Mai am de la DAF pe care îl folosesc tot așa în perioada asta și e un miros super fain DAF. Și am așa și de la Sephora. Pe asta l-am pierdut într-un dulap și acum când ne-am mutat l-am regăsit și l-am mirosit să nu miroase urât, să nu se fi stricat. În rest, fiindcă e ok, zic să-l folosesc, dar e super fain cu mango și are un miros atât de puternic că atunci când fac duș se simte toată baia o perioadă după. În schimb, asta nu se simte atât de tare, dar el miroase super pe moment. O să-l las aici jos. Mă ocup de vană. Scot și vanița ei, a Bebelinei. Uau, vai, 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 de apă. Ce vreau să fac acum e în felul următor. Nu vreau să fac foarte multe chestii. Mi-am pus aici produsele pe bazin, ca să zic așa. Și avem următoarele lucruri. Igenolul, v-am spus că o să-l dau, probabil, dacă am timp, pe faianță, dar după ce fac, după ce fac faianța de la cadă, cu sană foarte, că mi-ați spus, și anume partea asta, că este încă murdară, am mai făcut-o de câteva ori, dar trebuie să mai fac. Așa, asta lăsăm la final. Oglinda asta, care nu e cine știe ce oglinda, dar momentan o folosim așa, ba chiar este și un pic stricată, în sensul că deformează. Chiuveta și cadă o să fac cu Denkmit. Nu mă axez acum pe ceva puternic, am tot făcut, doar sană foarte pentru faianța de pe perete și pe jos o să fac cu Nufăr. Mai am aici ceva, pun foarte puțin, pentru că soluțiile astea de spălat pe jos sunt puternice din punctul meu de vedere. Așa, apropo de faptul că uneori îmi prind părul când fac treburi, alteori nu. Uite, de exemplu, acum sunt cu părul prins, că mi-au mai scris în comentarii oameni că atunci când fac treaba să prind părul, eu fac cum vreau aici, la mine în casă, și cum mă simt cel mai bine pe moment. Acum mi-am prins părul pentru că e foarte cald. Mi-am și făcut repede un duș ca să mă răcoresc, dar în ultimul timp a început să-mi cadă foarte mult păr.
și poate de la stres, poate de la rutina mai haotică, tot ce ține de îngrijire asta și exterioară, dar și factorii interni. Și uneori când îmi prind părul cu astfel de prinzători, de exemplu, acum am cap numai că este pe negru, o prinzătoare din aceasta. Uneori îmi cade părul foarte mult atunci când îl prind și când îmi dau jos prinzătoarea foarte mult și prefer să rămân cu părul desprins, nu mai cade chiar atât de mult și asta e un lucru sigur, pentru că nu agresez părul, ca să zic așa. Și uneori îl prind, alteori nu îl prind, dar înainte să ziceți omului că să-și prindă părul când face treburi sau când face mâncare sau așa, gândiți-vă la motivele din spatele deciziei. Poate că sunt motive, poate nu, poate pur și simplu așa îmi place și mă simt mai bine. În fine, hai să trecem la treburi. Într-o jumătate de oră eu zic că-s gata. Fac aici faianța, o să dau cu țană forte și o să vin cu mănuși. Dar am nevoie și de un burete care este și el în cealaltă baie. Facem asta și după aia cada. Ce să vă zic? Eu știu ce vrea ea. Vrea să treacă de... Da, numai că o să cadă direct pe vana acolo, în vana ei. Dar i-am pus așa, nu mi-am dat... Nu am pus-o ca să nu treacă ea. Am pus așa, nu mă știi? Ce? Nu știu. Am avut lacurile mari. Când am văzut ce lenjerie ai luat, mai ții minte? Da. M-am luat de cap. Da. Nu știu. Nu, erau sigilate. Dar îi place să fie... Să facă și ea ceva. Uite, fac împingeri cu atâta ca să poți treacă. Bebeluș. Tu tot bebeluș ai rămas. Degeaba ai tu un an, că tot bebeluș ești. Dar hai să aruncăm ăla. Ăla de... Nu m-au pus sacul pe jos și iau un pisul și s-au pus cu curul. Nu-i bai, schimba cu oricum cuscutul e plin. Peria aia ce aveam dincolo, ai dus-o? Da, știu, da, mă. Nu știu pe unde-i. Super fericită că aproape că iese toată mizeria asta. Mai am. Dar uite aici, pe partea asta n-am mai putut insista. În schimb, partea asta e... Și acum vin cu un pic de igienol. Nu insist, doar pe partea aia de la faianță și mai am de făcut pe jos. Și gata,
dau și drumul la toaletă, că a stat cu soluție și termin. Uite că în partea asta lucește de curățenie, dar în partea dreaptă nu am mai reușit. Poate am și obosit și de aia. Terminat. Aici la toaletă am folosit un, da, W5. Știu că am mai avut și cu miros fresh, dar am și pe acesta citric, un litru, și este proaspăt început. Dincolo la cealaltă baie am unul de la Domestos, parcă. Nu fărul mai are ceva în el. La baia asta am săpunul ăsta lichid, care e de fapt un gel de duș de la Sien, și acesta pe care l-am dus de dincolo, de la apartament, că nu era aici. Și la cealaltă baie de aici din apartament am un săpun de la Teo care miroase super bine și vreau să mă spăl acum cu el ca să miroase mâinile bine și și hidratează, că asta de fapt e mai important. Uitați-vă ce am transpirat iar, toată sunt learcă și nu de la bec sau lumina de afară, ci de transpirație, nu mai pot. Iar trebuie să intru la un duș, dar asta este. Bine că am terminat, bebe nu mai are stare, mă duc eu să văd ce de ea, ce face. De ceva timp își dorește foarte, foarte mult să stau lângă ea, aproape de ea, și abia mă lasă să fac câte ceva. Ați văzut prin vloguri. Acestea fiind spuse, ne auzim cu bine pe data viitoare. Noi ne-am adus acum bagajele toate din celălalt apartament și o să încep un nou vlog, dar mă ocup de bebe. Poate vrea să doarmă și atunci, după ce doarme, o să mă ocup de noul vlog, pentru că asta ar fi prea lung ca să mai filmez ceva. Spuneți-mi voi cu ce folosiți, ce produse de igienă folosiți în baie și cu ce spălați foarte, foarte tare. Adică să iasă foarte tare murdăria, mă refeream. Mai dați-mi idei. Sanul Forte a fost foarte bun, doar că am reușit doar pe partea a peretelui să fac, pentru că mi-a obosit mâna și mai trebuie să fac încă o dată, dar trebuie să acționeze ceva. Deci nu pot să las doar 5 minute, trebuie să las un pic mai mult, că după 5 minute când am încercat, nu a funcționat. E bine și așa, chiar dacă las un pic mai mult. Vă doresc numai bine, ne auzim pe data viitoare. V-am pupat, pa, pa!